La teatru? Se de fietă, ok? În piața mare? În jur de 120 de angajați ai poliției locale s-au reașezat în bănci. Timp de câteva ore pe zi sunt numai ochi și urechi la profesorul care stă în fața lor. Este foarte binevenit cursul, în special pentru agenții care execută servicii în orașul istoric, în vechiul oraș, și ne avem contact aproape permanent cu turiștii străini, în special acum când se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru. Ne ajută și pe plan profesional, pentru că ne întâlnim zi de zi cu diferiți turiști și o să putem să le explicăm mai bine și în viața de zi cu zi, pentru că o să rămânem cu cunoștințele acumulate. Profesorii sunt înțelegători, însă nimeni nu scapă de testări, așa că fiecare polițist își dă interesul să învețe cât mai mult. După terminarea cursurilor, vor putea comunica mult mai ușor cu turiștii care vin în Sibiu și le cer ajutorul. Sunt trei serii acum care desfășoară cursuri pentru nivelul de începători. Cursurile au loc zilnic și se descurcă foarte bine. Din a doua săptămână de curs am început să ne descurcăm tot mai bine și cred că până la sfârșitul cursului vom reuși să ne atingem toate obiectivele acestui curs. Contravaloarea școlarizării este plătită din fonduri europene. Valoarea acestui proiect desfășurat pe fonduri europene este de aproximativ 430.000 de lei. Polițiștii nu vor învăța engleza sau germana la perfecție, dar vor ajunge la un nivel mediu de vorbire, atât cât să le permită să interacționeze cu turiștii care ne vizitează orașul.